Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm despre problemele Iașului, despre proiectele Iașului. Vrem să vedem ce face USR. Discutăm cu liderul grupului de consilieri USR, Răzvan Timofciuc. N-am greșit, nu? Nu. Bună seara, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Bun, intrăm direct în subiect. Tema națională, ca să spunem așa, e legată de războiul din Ucraina, de invazia, de atacul Rusiei la adresa Ucrainei, dar mai trebuie să mai discutăm și despre chestiunile noastre de aici, de la Iași. E destulă emoție la nivel național, dar și aici, că noi suntem la o azvârlitură de băți de Ucraina. Bun, îmi amintesc că a venit Cătălin Drulă chiar în ziua în care, da, în care a început războiul, operațiunea specială și, în Ucraina. Da, și urma să fie lansată o operațiune specială și de către USR aici, exact. Aici la Iași, cu strângerea de semnături pentru declanșarea unui referendum, sau mă rog, declanșarea procedurilor privind demiterea lui Chirica. Da, până la urmă nu s-a mai... A fost amânat, anulat. Da, acest demers a fost amânat pentru moment, pentru că prioritățile ieșenilor și a românilor sunt altele. Într-adevăr, momentul lansării acestei campanii pentru demiterea primarului Chirica a coincis, din păcate, cu tragicul eveniment din Ucraina, dar nu a fost anulat, ci doar amânat. Este o acțiune care, la momentul oportun, când se vor mai limpezi lucrurile, va fi din nou Ce înseamnă asta, când se vor mai limpezi? Adică când războiul s-ar putea să țină până, Doamne ferește, nu suntem noi, nu ne știm noi pe toate, dar mai poate dura. Și atunci ce face? Da, este o abordare de strategie a partidului la nivel național aceasta, și atunci când biroul național, împreună, sper, cu consultarea membrilor de la nivel local, vor decide că e oportun pentru a fi lansată campania, se va face. Din punctul meu de vedere, cred că este impropriu ca, cel puțin în perioada asta, cât timp tancurile și avioanele rusești bombardează orașe și sute de mii de civili ucraineni fug de acolo, noi să pornim o campanie care se întoarcă oraș, că se întoarce orașul cumva pe dos. Exact, pentru că în această dacă perioadă... vrei să o faci serios, că dacă o lansezi doar așa de florile mărului, atunci nu e. Exact, da. Noi acum avem de gestionat fluxurile de refugiați care ajung în Iași. Sunt alte priorități în acest moment, dar campania nu este anulată, ci amânată. Bun, pe de altă parte, hai să spunem că se liniștesc, tancurile se retrag de acolo, se revine viața la normal și acest demers al USR Iași va fi inițiat sau început. Nu e un risc, adică în momentul când îl începi trebuie să-și duci la bun sfârșit, că altfel te trezești ca Putin, da? Neputincios, să zic așa. Da. Interesant calamburul. Da, și atunci întrebarea e, există risc? Pentru că și așa lumea e destul de, după pandemie, după război, îți trebuie cât? 80.000 de semnături sau spre 100.000? Dar și atunci tu să strângi 15.000 sau 20.000 sau 30.000, poftim, dar demersul, ok, politic poate să-ți atingi un scop, dar până la urmă vrei să reușești și să fii un eșec. Din punct de vedere moral, eu cred că dacă vom reuși să strângem 36.000 de semnături, adică câte voturi a luat primarul Mihai Chirica, deja este o bornă care arată o anumită intenție a ieșenilor. Bun, dar asta arată mai degrabă inițiativă politică, un demers politic până, deci jumătatea asta de afirmație pe care ați făcut-o. Eu voiam să spun din punct de vedere moral, atunci când deja ai mai mult semnături decât voturi ai primit, este un semnal puternic că mare parte din legitimitatea ta nu mai există. Dar acum vă dați seama că dacă această campanie, într-un context favorabil, strânește și adeziunea oamenilor, ieșenilor care sunt suturați de această administrație ineptă și coruptă, nu este o țintă nerealizabilă, pentru că primim foarte, foarte multe semnale din rândul ieșenilor că deja e prea mult și că e nevoie de o altă administrație. Nu este ușor, într-adevăr, este foarte greu. USR a reușit să strângă la Iași în campania pentru fără penale în funcții publice 36.000 de semnături la nivelul întregului județ. Deci clar este un demers anevoios, dar din punctul meu de vedere este ceea ce e corect de făcut, nu, mai ales noi fiind în opoziție, pentru a scurta cât mai mult acest chin
administrativ în care se află orașul nostru. Gândiți-vă că în acest moment primăria este blocată, adică nu mai funcționează. Dar de ce este blocată? Este blocată pentru că primarul, cel care are ultima semnătură, pentru cel care ar trebui să aibă viziunea în privința direcției în care ar trebui să meargă orașul, mai mult stă pe la DICOT, DNA, parchete, mai mult stă în ședințe cu avocații și mai puțin în a își face treaba pentru care a fost votat de către ieșeni. Vă pot da nenumărate exemple pe zona de urbanism, de exemplu, sau pe zona de învățământ, pe zona de fonduri europene. Lucruri blocate pentru că în momentul ăsta nu mai există o direcție, este o primărie fără cap, Chirica, repet, fiind complet rupt de ceea ce înseamnă partea administrativă. Și vă mărturisesc că sunt chiar funcționari din primărie de-a lungul celor 5 ani de acum, vă dați seama că am intrat în contact cu foarte mulți dintre angajații primăriei și care mi-au semnalat faptul că deja este prea mult, deja sentimentul propriei împliniri cu privire la activitatea profesională nu mai există pentru că lucrurile sunt blocate, nu mai înaintează proiecte și că ceva trebuie făcut. Primesc, nu exagerez, odată la două zile cel puțin un mesaj cu un ieșean care are fie un certificat de urbanism, fie o documentație care trebuie să iasă de la direcția de urbanism sau de la arhitect șef și care așteaptă de luni sau bun, dar am înțeles că lucrurile sunt blocate acum. E o teamă, s-a aplicat în panta cealaltă după ce s-au dat, nu știu, autorizații pe bandă rulantă și din câte se vede, sau din anchetele că bate se văd. Păi, s-au dat aiurea și pe ochi frumoși și cum s-au dat și dintr-o dată cei din primărie sau edilul și cu echipa lui au decis, nu știu, parcă să gata, nu mai dăm nimic, dacă așa vrea, poate că se merge pe chestia asta, dacă așa vrea orașul, atunci blocăm tot și întârziem. E un cumul de factori, posibil să fie și această frică de procurori, dar tocmai dacă există această frică de procurori și totul este încremenit din cauza dorințelor de a se pune la adăpost, cu atât mai mult trebuie să pornim acțiuni, campanii pentru a-i putea demite, pentru a-i putea schimba, pentru că altfel orașul se blochează. Adică nu poți să ții orașul un loc, să ții un domeniu un loc, doar pentru că niște funcționari care, mă refer aici chiar și la primar, că este, mă rog, demnitari, niște funcționari au blocat activitatea de frica procurorilor. Pentru că dacă ar fi niște mecanisme transparente, clare, corecte, de autorizare, de avizare, de aprobare a documentațiilor urbanistice, n-ar fi nicio problemă. Dar atât timp cât primarul Chirica a creat un sistem în care tot ce înseamnă parte de urbanism trebuie să treacă prin biroul lui și prin pixul lui. Da, chiar așa. Păi, sunt informații oficiale că dar el spunea, chiar în reacțiile lui pe care le dădea pe diverse dosare, spunea, eu nu știu. Nu, păi, sunt informații oficiale că procurorii când au intrat în biroul lui au găsit maldere de documente care așteptau la semnat de luni și chiar ani de zile. De ce se întâmplă asta? Pentru că, pe de o parte, există poate ce a spus și dumneavoastră, o temere, având în vedere ultimele descindere ale procurorilor în primărie. Și vrea să aibă totul sub control. Exact. Dar asta înseamnă o încetineală, o încetinire. Evident că procesului. Sunt mii și mii de documentații urbanice care trebuie semnate. Fie așteaptă ca oamenii să ajungă la capul răbdării și prin orice mijloc să ajungă la el, pentru că este cel care dă ultima semnătură. Ori sistemul ăsta este nesănătos, nesustenabil și nu are cum să aducă. Adică spuneți că lucrurile trebuie să funcționeze în continuare, autorizațiile care sunt în regulă ok. Fără doar și poate. Nu putem opri dezvoltarea orașului pentru că cineva are niște probleme. Păi, domnule Ghețău, vă pot da exemple concrete de ieșeni care așteaptă pus pentru o casă de 2 ani de zile. Pentru o casă, vor să-și facă o casă pentru ai lor copii și nu reușesc pentru că totul este blocat la nivelul direcției de urbanism din cadrul primăriei. Vă pot da exemple de ieșeni care îmi semnalează că vor să-și mansardeze, să-și acopere o mansardă. Și la fel, așteaptă de luni de zile de la primărie un răspuns cu privire la documentațiile pe care le depun. Nu mai spun de oameni de afaceri care vor să construiască hale, spații de producții și care... Dacă blocăm și activitatea economică e chiar păi asta trist. Asta este o realitate, asta se întâmplă și în momentul așa sunt vremuri ăsta. Complicate. Cu pandemia am avut 2 ani, cu războiul, iată, deja de o lună. Da, chiar da, o lună. Asta s-a ajuns aici pentru că... Și noi stăm și blocăm oameni care vor să-și extindă afacerile sau să pornească o afacere. Și sunt foarte mulți, vorbim de sute de ieșeni care au capital, care vor să investească în oraș și care aici au găsit un sistem încremenit blocat. Mie mi-a plăcut tare mult ce a spus la un moment dat primarul de la Oradea, Bolojan, și sunt tare de acord cu asta, și anume că
Trebuie creat în primărie un mecanism clar de funcționare transparent și proceduri clare și transparente, astfel încât primarul să nu mai aibă un rol important. El pur și simplu să fie cel care creează mecanismele prin care lucrurile merg și atunci el nu mai are o responsabilitate directă în a fi cel care face micromanagement. Ori în momentul ăsta... Bun, asta înseamnă deja să ai viziune, să te ocupi, să fii tu deasupra, că din ceea ce spune, să fii tu deasupra, să poți vedea lucrurile, să exact, le împingi asta trebuie. Strategic, nu? Și cei din jur, șefii de servicii, directori... Dar eu am mai spus în această emisiune... Eu, de exemplu, cunosc foarte puțin directori din primărie, nu că neapărat îi cunosc personal, ca și nume, pentru că ei nu ies în evidență, pentru ori nu sunt lăsați, ori sunt, scuzați-mă, foarte slabi, dar nu, eu țin minte chiar pe vremea lui Simirat, bun, poate că nu e un exemplu foarte, chiar și pe vremea lui Nichita, da. Mai erau șefi de servicii, direcții, regii, îi vedeam, ieșeau în conferințe, veneau în emisiuni. Acum e o tăcere, e doar un singur om care comunică, un singur care are om, o viceprimarii obsesie. Ies sau nu ies, depinde. Nu ies, pentru că după cum vedeți, nu sunt figuri proeminente. Și primărie nu mai știu. Acum, eu nu știu cine e șeful la urbanism, nu știu cine e pe la juridic, adică, ok, or fi niște oameni onorabili. Eu nu știu, pentru că nu sunt vizibili, nu ies, nu au de spus niciodată nimic, nu sunt lăsați. Aveți o observație foarte bună. Acești oameni sunt în serviciu public, adică dacă dumneavoastră nu îi cunoașteți, e un mare semn de întrebare, pentru că dumneavoastră sunteți un atent urmăritor a ceea ce se întâmplă pe scena administrativă, politică locală. Înseamnă că ei nu ies, de asta că eu nu mă duc la ei să-i cunosc neapărat. Păi, înseamnă că ei nu ies prin activitatea lor, n-au nimic de spus. Nu, n-aș spune că n-au nimic de spus. În mod clar, cei mai mulți dintre ei sunt puși acolo pentru că principalul lor caracteristică este loialitatea față de primar, dar și pentru că s-a creat un sistem de către Chiricam, care el este singurul care comunică și în jurul lui este umbră. Am mai avut vremuri din astea, era Nichita, nici el nu era un tip comod ca administrator, era și politic și chiar era, aș putea spune, chiar mai puternic decât Chiric. Dar uite că parcă mai era un coman, ok, cu toate controversele care în jurul personajului acesta... erau foarte mulți și pe la regii, pe la RATP, nu exista așa ceva, adică vedeai de... Acum nu mai vezi nimic. Da, comunicarea este monopolizată dintr-o dorință patologică a primarului de a capitaliza orice subiect. În momentul ăsta, asta este principala lui armă, și anume comunicarea intensă pe toate canalele, pe orice subiect, pentru a putea acoperi nereușitele și de multe ori neputința administrativă care există. Bun, ne întrebăm în momentul de față, care este proiectul ăla mare care se derulează? Nu există niciun proiect mare. În momentul ăsta la Iași, un pasaj, sala sportelor. Doar se discută de sala sportelor, o iluzorie finanțare prin CNI, Compania Națională de Investiții, dar totul este la stadiu de... Înțeleg că nu există finanțare, doar proiectul, planșa. Păi, tocmai am aprobat în Consiliu creșterea cu undeva la 40% a sumei, care a ajuns în momentul ăsta, sper să nu mă înșel, cred că la aproape 300 de milioane de lei. Adică este o sumă imensă. Și 60 de milioane de euro. Într-adevăr, e un proiect mare, da, 60 de milioane. Păi este un proiect mare pentru că... stadion, da, un complex sportiv. După cum știți, primarul Chirica și-a dorit foarte mult ca această sală polivalentă să aibă un design mai, să spun eu așa, insolit, anume coroana regală, și din cauza modului în care a fost proiectată sala pentru a ține cont de hatârul primarului, costurile s-au ridicat foarte mult și costurile de mentenanță vor fi foarte mari. În condițiile în care, știți prea bine, în lumea civilizată, occidentală, sele de sport sunt cu design cât mai suplu, cât mai ergonomic. Ca să fie ușor de întreținut. Să fie ușor de întreținut și chiar destinația să poată fi schimbată, nu doar pentru activități sportive, ci și pentru concerte și pentru tot felul de manifestări, pentru că la urma urmei este un proiect al comunității. Face o sală de sport ca să ții acolo foarte multe evenimente, exact. Să faci expoziții, să faci, nu știu, congres. Despre asta e vorba. Ori să faci un congres, noi avem o sală pentru un congres cu câteva mii de oameni, adică... Dar pentru că a avut această obsesie cu coroana regală, acum, din punctul meu de vedere, suntem într-un impas și este... Bun, ok, dar nici pentru asta mie nu e clar dacă există sau nu finanțare. Nu, în momentul ăsta... Adică la... doar cereri, doar... Da, există cuvântul celor din guvern care au spus că vor finanța, dar nu avem nimic, o linie bugetară la CNI, Compania Națională pentru Investiții, pentru această sală. Da, cum nici pentru stadion nu avem, și stadion avem nevoie, ok, poate mulți spun că avem, nu, dar hai să facem locuri de muncă. Eu am făcut, să știți, o chestie interesantă, am colectat mai multe
titluri din presa locală în care primarul vorbește despre stadion. Nu exagerez, în ultimii 6 ani de când e primar, cred că a avut vreo 30 de comunicări, intervenții. Mă cred că și eu m-am săturat când văd o chestie. Vom face. Declarații pe teme, nu știu, spuse deja. Eu m-am săturat de când nici nu mai au, n-am ce să mai. Păi asta avem în momentul ăsta, din păcate, doar desene și declarații. Doar desene și declarații. Da. Bun, acum oamenii s-ar putea să se întrebe, domnule, dar de ce nu-l lăsați, de ce mai băgați bățul prin gard, de ce nu-l lăsați până la finalul mandatului, de ce nu vă pregătiți acolo voi la USR să vă faceți o filială și să găsiți un candidat astfel redutabil, astfel încât la când a venit sorocul să vă bateți cu șanse pentru a-l detrona. De ce acum la jumătate sau chiar la jumătatea mandatului? Păi, în primul rând, noi am primit 24.000 de voturi la alegeri locale. Bun, așa poate să spună și el, că am primit 36.000, așa ne-a spus, 36.000 păi de voturi. Noi trebuie să-i reprezentăm pe ieșenii care... Adică să vă bateți pentru ei, nu? Sigur că da, păi altfel ar fi golită de conținut esența democrației. Noi încercăm să ne facem treaba, pe de-o parte, să ne asumăm rolul de avertizor de integritate în momentul în care există derapaje, în momentul în care există semnale de corupție, în momentul în care există risipă, să vorbim public despre asta, să acționăm prin instrumentele legale pe care le avem, interpelări, proiecte de hotărâre de consiliu local. Deci avem această, să spun, dimensiune a activității noastre și mai avem activitate proactivă, în sensul în care venim cu propuneri, inițiative punctuale pe diferite nevoi locale. Noi nu îl încurcăm cu niciun fel administrativ pe primarul Chirica, pentru că știți prea bine, are majoritate în consiliul local, adică poate face cam ce-i taie capul. Majoritate, e adevărat, dacă ați tot deschis subiectul cu, ce rău am făcut? Cu ajutor, foarte rău ați făcut, cu ajutorul unui fost, da, sau nu, e neclară chestiunea acum. Da, e fost pentru că el este exclus, dar a contestat scriptic instanța. Încă nu e rezolvată chestiunea, pentru că, nu știu, și aici se prelungește foarte mult, pentru că ar trebui să fie o speță destul de simplă, o speță mai degrabă administrativă sau clar, politică, și nu o chestie pe care, nu știu, trebuie să o stai, să o interpretezi cu lunile, da, sau cu ani. Dar e Cezar Baciu, viceprimar, consilier ales pe listele USR în 2020, a fost votul de aur în urmă cu cât? Cred că un an. Aproape un an, aproape că a fost prin mai. A fost votul la buget. Dar ați avut un show, eu urmăream online, că eram în pandemie atunci, nu aveam presa, nu. Mă uitam așa și nu înțelegeam. Deci, da, am avut un șoc. Toată lumea se aștepta și la USR, dar cred că și pe la PSD. PSD urma să iasă din sală, că ei așa făceau, și USR-ul să se abțină sau să nu voteze. Și dintr-o dată, da, a fost un șoc. 14 vot. A fost un șoc și pentru noi, nu ne-am așteptat. Eu personal am fost dezamăgit, pentru că chiar reușisem să promovăm atunci la proiectul de buget niște demersuri sănătoase pentru ceea ce înseamnă transparentizarea fondurilor publice, pentru ceea ce înseamnă reguli clare în urbanism. Adică prin faptul că bugetul nu putea trece fără votul nostru, am vrut să obținem cât mai multe lucruri, deci, pe care le-am promis în campanie. Era nevoie de un vot fie de la USR, fie de la PSD. Exact. Toată lumea spunea că, domnule, la PSD s-ar putea să fie problema. La USR aproape nimeni, toată lumea ăștia merg bloc. Și când colo, pac, Cezar Baciu, da? Da, este un moment pe care trebuie să ne-l asumăm ca atare și să ne facă să fim mult mai atenți în momentul, bine, în care vom acum, avea. Dacă tot am ajuns în grupul USR, a fost chiar, nu că a fost scandal, că nu a fost scandal, dar nu știu, parcă de acolo oamenii au vrut să fugă tot, adică senzația că a mai plecat cineva, s-a mai retras un alt personaj, George Pleșu, a plecat, da, tot așa, puțini au înțeles de ce, adică te retragi, de ce ai mai candidat, dacă ți-e frică sau ai alte interese sau care a fost explicația, da, apoi Ana Raluca Roșu a zis că ea pleacă în lumea privată, pleacă în lume și vrea altceva, dar o văd totuși destul de apropiată de USR în continuare. Adică e greu să înțelegi acolo. E o presiune atât de mare asupra grupului de consiliu. Bun, e adevărat, sunt oameni tineri. Deci am mai candidat. Nu e vorba că e o presiune la care ai mei colegi care au decis să se retragă, nu pot face față. De proiecte personale. Grupul acesta e format din oameni cu cariere, cu
proiecte de viață, cu proiecte profesionale și atunci în momentul în care proiectul lor de viață nu mai coincide cu activitatea, cu activitatea în Consiliul Local, dar cam repede, au ales... adică proiect de viață poți să spui după 5 ani, 10 ani, bă, nu mai pot, am obosit, dar după un an, doi, unul trădează, unul pleacă că s-a săturat, de asta altul, avem altul o listă de 27 de consilieri care pot veni din urmă, nu e nimic, nu mi se pare asta ca fiind, da, știu cam, eu... Cam mult totuși o jumătate de, din trupă. Păi nu jumătate, sunt cei doi colegi de care ați spus, George Pleșu și Ana Raluca Roșu, care au... Păi și cu celebrul acesta viceprimar, a plecat, personajul care a deschis, inclu... a făcut pârtie. Da, nu l-aș include. Păi cum, în... el e bomboana de pe... Da, el este, de pe tort, el este unul care a trădat, pe când ceilalți doi colegi au plecat din motive personale, pentru că, repet, au proiecte profesionale care nu mai, bun, erau... Și a mai fost o chestie cu un consilier care era cu incompatibil sau ceva. Huțanu. Hușanu, da. Iulian Hușanu. Hușanu. Da. Dar în momentul ăsta Iulian este... Și-a dat demisia, s-a întors. Da, a avut o răzgândire. Și l-ați recuperat, ca să zic așa, e în echipă? Sau... Este consilier USR, votează, da, alături de noi, participă activ, deci, la... consecvența... Participă activ la... Știu că la un moment dat părea și el așa... Activitatea comisiei derivă sociale pe care o conduce... Și încearcă să-și facă treaba cât poate de bine, ca președintele Comisiei Sociale. Da? Dar nu își asumă totuși nimeni din organizație chestiile astea, adică așa. Vă referiți să-și asume la nivel politic sau... Păi și politic, inclusiv cu ieșirea lui Cezar Bacea. Adică a fost o surpriză și pentru opinia publică, dar cred că a fost un șoc și cred că nu greșesc, cuvântul nu-i prea moale, a fost un șoc inclusiv în interiorul. Da, clar că a fost un șoc, adică. Clar că ne-a demobilizat foarte tare pentru că... Păi a schimbat cursul atunci, odată a asigurat majoritatea, a trecut și bugetul, bun, eu cred că bugetul ăla oricum mai devreme sau mai târziu trebuia să treacă sau urma să treacă. Trebuia să treacă cu niște schimbări importante pentru un bine pentru Ieșeni. Asta era miza noastră, nu era miza de a bloca votarea bugetului de dragul blocajului, ci de a, bun, reuși să obținem... Acolo era un blocaj, cum ar fi urmat? Că, bun, e istoria acum, dar așa pentru analiști măcar, cum ar fi urmat să se rezolve dacă rămânea și Cezar Baciu în trupa USR-ului? Păi noi am cerut am pus niște condiții clare, de exemplu, publicarea tuturor contractelor de achiziții pe site-ul primăriei. Am impus ceea ce, ca drept vadă, se întâmplă acum, un audit pe ceea ce înseamnă toate autorizațiile de construcție din ultimii 4 ani. Adică să se verifice de la etapa de certificat de urbanism, pus autorizație de construire, recepție. Nu, au fost condiții pe care noi le-am impus. S-a discutat și după. Da, dar vreau asta să... Asta cu comisia, știu că a fost respinsă sau, mă rog, nu s-a luat în discuție, nici nu mai știu. Asta am propus o comisie pentru a analiza modul în care a fost înstăienat patrimoniul public al orașului. Deci, sunt două condiții pe care vi le-am enumerat și care, la un moment dat, eu cred că ar fi cedat cei din primărie, pentru că altfel nu ar fi trecut bugetul. Și era jumătate spre jumătatea anului, adică era o criză. Dar a meritat să luptăm pentru niște... reforme importante în primărie, în schimbul cărora noi să ne dăm votul pentru buget. Din păcate aport această trădare care a schimbat totul. Trădarea aia pe ce a fost? Sau... Pe funcție de viceprimar, din ce ați văzut. Ok, dar doar acum atât? Acum nu știu, sau, nu intru în zona de... Știu că au mai fost tot felul de speculații. Da, că și-a cumpărat mașină, că dar nu, mașini, vă dați seama, case. Nu am dovezi în acest sens. Și nu, mă gândeam că poate prin folclorul de acolo, din Palatul Roz. Ce știți dumneavoastră din presa locală, aceleași lucruri le știu și eu. Dar, în primul rând, dincolo de asta, cred că mai important e dacă Cezar în momentul ăsta doarme liniștit cu capul pe pernă și dacă are conștiința în păcate, eu mă îndoiesc, pentru că o astfel de trădare poate ți-aduce satisfacții, știu eu, financiare, o poziție, dar pe termen lung cred că pune o pată asupra ta care va rămâne definitiv. E bun, dar el probabil că crezi că va fi recuperat de PNL sau i s-a... Mă îndoiesc că nu e o capacitate. Și acolo va fi război în momentul când se vor face listele, că nu sunt foarte multe locuri. Exact, mă îndoiesc că el nu este o personalitate politică importantă, nu are un profil politic. E viceprimar, e așa. Da, are o poziție de viceprimar. Dar nu știm obținut, cu ce se ocupă, că nu l-am văzut. Obținută în urma unui negoț cu Chirica, dar nu el... la nivel individual e nereprezentativ, adică nu cred că îl știu 100 de oameni din Iași. Păi cred că dacă îl vezi prin oraș în, nu
știu dacă l-ai recunoaște. Da, bun, luăm o pauză, apoi ne întoarcem la discuția din platou.